Locuitorii din cartierul Rudari sunt nemulțumiți de faptul că pe aici trec tirurile spre și dinspre Vama Giurgiu, iar lipsa trotuarelor amplifică riscul producerii accidentelor. Ei au discutat despre aceste probleme și zilele trecute cu Florian Nicolae, candidatul PNL la funcția de primar al municipiului, iar acesta le-a explicat că există soluții care pot fi puse în practică chiar pe parcursul acestui an. În ceea ce privește traficul tirurilor, acesta fusese interzis înainte de anul 2012, dar a fost reluat cu acceptul actualei conducere a primăriei. Senatorul Lucian Iliescu, fost primar al municipiului timp de 16 ani, a readus în discuție un proiect care a fost lăsat deoparte și care poate rezolva această situație. Păi și domnul Barbu a venit și a deschis drumul și am făcut ce am făcut, nimic. Deci la ora actuală trebuia să forțăm nota, sprijinile pe cei de oinăcarii noștri, în așa fel să nu ne întoarcem din ideea noastră ca să se realizeze acea legătură care era prevăzută conform proiectului a șoselei rapide cu punctul de vamă. Și în felul ăsta lucrul e realizat. Am cedat, a cedat domnul Barbu și a luat-o iar, a deschis problema în Giurgiu. Tot ce e bine de făcut, nu vrea să facă pentru că e vorba de numele Lucian Iliescu. Cam așa stau lucrurile. Deci el nu vrea să vadă soluția care trebuie și care mulți suntem cei care o gândim. Nu cazul ăsta, multe. Așa le vede el. Lucian Iliescu a atras atenția și asupra unui proiect implementat deja, dar care a fost pus în practică fără prea multă atenție din partea municipalității. Este vorba despre sensurile giratorii realizate în actualul mandat, dar într-un proiect ce a fost elaborat înainte de 2012. Aceste sensuri giratorii nu respectă standardele în domeniu, spune Lucian Iliescu. Acele două sensuri giratorii care sunt realizate prin proiectul ăsta român-bulgar, care trece pe la deservirea și după aceea la fostul abator, nu sunt încadrate în normativ ca dimensiuni. Din comoditate, n-ar să poarte discuții cu partenerii care sunt în zonele acestor sensuri giratorii să accepte să putem să facem niște sensuri giratorii ca așa cum este la fața primăriei sau și în alte zone unde avem sensuri giratorii foarte bine gândite pentru că sunt standardizate. Astea ce sunt amândouă sunt nestandardizate. Și este o dimensiune sub nivelul standardului. Și totuși, Barbu se joacă, le pune pe toate și pune ce au ce fac. Revenind la zona Rudari, Lucian Iliescu a reamintit că în perioada mandatelor sale de primar au fost făcute eforturi mari pentru a nu permite traficul tirurilor pe aici și nici în alte zone din interiorul municipiului. El a menționat faptul că în programul prezentat de Florian Nicolae, candidatul PNL la funcția de primar, este inclusă ca prioritate și rezolvarea acestei probleme prin reluarea proiectului privind construirea unei legături rutiere către vamă care să nu treacă prin oraș.